Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum puteți să obțineți în mod gratuit un server VPS cu sistemul de operare Ubuntu 13.04. Pentru cei care sunt mai noi pe website-ul nostru tutorialevideo.info, vedeți că avem pe website-ul nostru tutoriale video despre Ubuntu, despre Linux, comenzi de bază și așa mai departe. Eu vă prezint acest tutorial pentru că puteți obțineți în mod gratuit un server de tip VPS pe care puteți să vă testați sau să încercați comenzile pe care noi le publicăm pe website. Adică comenzi de bază și încet încet vom evolua către lucruri din ce în ce mai serioase. Haideți acum să vă și arăt cum puteți să obțineți un server VPS gratuit. Vedeți că în momentul de față mă aflu pe instantserver.io, da? Îi dăm click pe Sign in, Create an account. Aici introduceți adresa de e-mail. Create account. O să primiți un e-mail și va trebui să vă confirmați contul. Da? Confirmă contul. Ar trebui să primim o. Trebuia să primim o notificare cum că contul nostru este confirmat. Și dăm click pe Get a Free Server. Da? Ok. Vedeți că am primit IP-ul, username-ul și parola. O puteți să alege să deschideți terminalul direct din browser. Haideți să vă și arăt. Da? Vedeți că serverul nostru a pornit. Puteți testa ce comenzi doriți. Partea cea mai urâtă, să zic așa, este că acest server este valabil doar 40 de minute, da? În unele cazuri este când îl lasă mai mult de 40 de minute, dar în mod normal după 40 de minute va fi închis. Acum haideți să vă arăt că putem accesa acest server și cu programul PuTTY, da? Cu clientul PuTTY, cu ajutorul căruia ne putem conecta la serverele noastre de tip Linux. Da? Aici dăm Yes. Și scriem userul Ubuntu și parola care ne-a fost furnizată. Da? Vedeți că suntem conectați atât din browser cât și de pe IP-ul nostru. Ok, atât despre cum puteți obține un VPS în mod gratuit. Sper să vă ajute acest tutorial și puteți oricând să cereți un server nou după ce vă expiră primul server, să zic așa, și așa veți avea în permanență un Linux, să zic așa, sau o distribuție Linux pe care să testați tot timpul comenzile pe care le postăm noi pe website-ul tutorialevideo.info. Atât despre instantserver.io. În cazul în care aveți întrebări, comentarii legate de Linux, nu ezitați să ne spuneți acest lucru, iar noi vom încerca să vă ajutăm. La revedere!